Capitolul 2. Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său din pântecele peștelui și a zis: În strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și m-a ascultat. Din mijlocul locuinței morților am strigat și mi-ai auzit glasul. Și totuși mă aruncase în adânc în inima mării și râurile de apă mă înconjuraseră. Toate valurile și toate talazurile tale au trecut peste mine. Ziceam, sunt lepădat dinaintea ochilor tăi, dar iarăși voi vedea templul tău cel sfânt. Apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viața. Adâncul m-a învăluit, papura s-a împletit în jurul capului meu. M-am pogorât până la temeliile munților, zăvoarele pământului mă încuiau pe vecii. Dar Tu m-ai scos viu din groapă, Doamne, Dumnezeul meu. Când îmi tânja sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la Tine în templul Tău cel sfânt. Cei ce se lipesc de idol deșerți îndepărtează îndurarea de la ei. Eu însă îți voi aduce jertfe cu un strigăt de mulțumire, voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la Domnul. Domnul a vorbit peștelui și peștele a vărsat pe Iona pe pământ.